Sondajele de opinie efectuate de Uniunea Social-Liberală Gorj au început. Președintele PNL Gorj, Dian Popescu, a solicitat tuturor persoanelor care vor fi sondate să dea dovadă de responsabilitate în momentul în care vor răspunde pe cine ar vota la locale, pentru că numai astfel se vor stabili cei mai buni viitori aleși. Fac un apel la locuitorii județului Gorj să fie cooperanți, pentru că astfel arată reprezentativitatea și astfel și observăm și le cerem părerea vis-a-vis de opțiunea lor politică și implicit de reprezentativitate. Liderul liberal, Dian Popescu, speră că Partidul Național Liberal va obține un procentaj ridicat în urma sondajelor pentru a avea reprezentativitate mare la Primăria Municipiului Târgu Jiu și la Consiliul Județean Gorj. Asta a fost ce am vrut să transmit ca Partid Național Liberal, ca oamenii să fie cooperanți cu cei care vor efectua sondajele și să fie corecți cu cei care vor efectua sondajele. Pentru că după încheierea acestor sondaje, chiar dacă ar avea alte opțiuni, ar fi tardivă, noi ne orientăm după ele și în funcție de rezultatul lor vor fi și se va stabili și reprezentativitatea. Cele trei partide care constituie Uniunea Social-Liberală de la Gorj, PNL, PSD și PC, vor susține conferințe de presă comune după încheierea sondajelor.